Bună seara la o nouă ediție de Cool Art. Dacă săptămâna trecută vorbeam despre film, vorbeam despre teatru, de această dată m-am gândit să pătrundem într-o altă lume și să vedem ce înseamnă să fii artist plastic în secolul 21. Ca mai apoi să pătrundem într-o altă lume, într-o lume a muzicii folk, alături de Cristinel Dohatcu, Militărește și În pas cadențat. Dar până atunci să stăm de vorbă cu pictorul de negru, Elian Băcilă. Motoul său este: toată arhitectura modernă este o pictură abstractă de mari dimensiuni. Și un alt moto pe care Elian Băcilă de fiecare dată îl aduce în discuție este: lumina vine din întuneric. Atunci când pătrunzi în lumea lui Elian Băcilă, așa cum am făcut și noi, primul impact este devastator. Foarte multe tablouri, foarte multe lucrări, iar noi l-am surprins pe Elian Băcilă la lucru. Mă uitam la el și încercam să găsesc o logică în ceea ce face și până la urmă am aflat-o. Dar după ce am stat de vorbă chiar cu Elian Băcilă, haideți să vedem ce ne povestește. Suntem în atelierul unui pictor, dacă pot să spun așa, dar eu zic că îi spun artist mai bine, un pictor. Bună seara, Elian Băcilă. Bună seara. Și mulțumesc că ai acceptat să venim aici la tine în acest atelier. Chiar e impresionant. Uitându-mă înainte de interviu, uitându-mă să văd ce se întâmplă pe aici, chiar e impresionant. Mergând mai departe acum, vreau să te întreb: cine este Elian Băcilă, de unde vine și ce face? În primul rând, bună seara și bine ați venit, Ștefan. Ne aflăm în atelierul meu din centrul Bucureștiului. Elian Băcilă este pictorul de negru al României. Ce să fac? Aduc lumină neagră. Asta e foarte bine. Asta, motoul meu fiind lumina vine din întuneric. Asta este modul în care eu mă exprim în negru, doar în negru. Am luminat pur și simplu negru, l-am făcut culoare, deși negru e non-culoare, eu îl consider... E o nuanță. Da, eu îl consider culoare și are o infinitate de posibilități, pur și simplu. Și am reușit să-l scot din întuneric și să-l fac o culoare luminoasă, prin efectele și prin ce reușesc eu să folosesc. Practic are autoritate negru. Da. Vreau să te întreb, când a fost momentul în care ai decis că eu asta trebuie să fac? Când a fost momentul acela de revelație? A fost de mic copil, fiind în Banat, la Orșova, inspirat de apele Dunării, inspirat de serile cu lună plină, inspirat de ploile de vară, de asfaltul, după ploaie de vară cum arăta. Am fost foarte, foarte impresionat de fenomenul de fracturare a luminii pe suprafața apei și am fost de mic atras de preistorie, de oamenii cavernelor care au transformat peștera într-un sanctuar, practic, de picturile rupestre. Celebrele picturi rupestre de la Altamira, de la Lascaux, de picturile rupestre de la noi din Cara Severin, din peștera Pescari. Impresionat de arhitectura modernă, foarte, foarte impresionat de muzica spațială, și nu în ultimul rând de structurile și fenomenele geologice. Dar în pictura abstractă, până la urmă, mă inspir de unde pot și mă inspiră orice, chiar și discuția pe care o avem acum. Practic, bazele eu le-am pus în Banat, mic fiind, mi-aduc aminte că profesorii mă puneau să desenez zăpada și o desenam cu negru, mă întrebau de ce și spuneam că fac acest lucru ca să fac hârtia mai albă. Cred în această culoare pentru că negru practic are autoritate, este o culoare modernă, se folosește foarte mult și în lumea modei, nu obosește, nu moare niciodată și creatorii de modă îi sunt tributari acestei culori. Și e o culoare foarte modernă, cum mai spuneam. Cred că primul pictor abstract, ca să spun așa, a fost Victor Hugo, care în scrierile lui, în scrieri, folosea și anumite desene în alb și negru ca să te poată facă să înțelegi mai bine cartea. Și erau practic ca niște
a fost un precursor al abstracționismului ca să te poată face să înțelegi mai bine, se poate face să înțelegi mai bine opera. Lui. Erau niște desene în alb și negru. Îmi place foarte mult celebrul Malevich, da? Da, Pătratul negru, deși ce nu știe lumea, nu-i aparține lui. Malevich a fost inspirat și el de pătrat negru pe fond alb. Primul pătrat negru l-a făcut Robert Flood la 1600 și ceva. Deci nu e lui Malevich, s-a inspirat, pentru că asta e până la urmă. Și clasicistul muzical vienez, Beethoven, Haydn și Mozart, s-au inspirat la rândul lor din baroc, dintr-o altă perioadă. Și tot așa, da. Și tot așa. Plus că ți-aduci tușa mea, dar practic lansarea mea a fost pe 7 octombrie 2011 la Teatru Mic. Întotdeauna am avut în mine acest zbuciu. Pictura abstractă pentru mine, până la urmă, este viață. M-a salvat și este frumusețea ascunsă a artei. Da, știu că înainte să vorbim în direct, mi-ai povestit că a fost o perioadă un pic mai zbuciumată și da. Arta, pictura în general, da. te-a salvat. Da. Făcând o paranteză, colegul meu, Marian Iatan, care este și operatorul nostru, spunea că și el e pictor și îmi place foarte tare ideea lui de pictor. Da, mi-a făcut mare plăcere să ne cunoaștem și a fost o discuție interesantă. Am cunoscut, sigur. Și da. Vreau să te întreb ceva. Crezi că genul ăsta de pictură abstractă, și nu vorbim doar de ceea ce faci tu, că sunt mult mai mulți pictori abstracți în lumea asta mare în care trăim. Și asta e foarte bine. Exact. Da. Crezi că toată această lume a picturii abstracte, până la urmă, vine din interiorul nostru sau vine și din exterior, adică din lucrurile pe care le vedem în jurul nostru? Că spuneai mai devreme că tu te inspiri inclusiv din discuția pe care noi avem. Crezi că este 100%, 100% interior sau este și exterior? În cazul meu este și una și alta, pentru că la mine au venit și din exterior și din interior. Vin din interior pentru că sunt tot felul de trăiri pe care le ai. Eu până la urmă sunt inspirat și de halucinații că le am, până la urmă și le recunosc, sunt ale mele și o magmă vine din interior și până la urmă se transformă în lavă. Așa am și așa ceva în structura mea, dar vin și din exterior. Vreau să mergem puțin mai departe pe povestea asta cu partea ta de început, cum ai ajuns tu și, apropo, spuneai mai devreme de 7 octombrie. Da. La mulți ani. Mulțumesc, da, sunt 8 ani. Mulțumesc, Ștefan, și bine ați venit. Mulțumesc că ne-ai primit și încă o dată la mulți ani. Sunt 7 ani de când Elian Băcile este recunoscut pe piață, ca să spun așa, dacă îmi permis să spun așa. Sigur, e un adevăr, da. E un adevăr. Și Osimu mi-a acordat această... Acum, lucru. Asta vreau să te întreb, pentru că din ce știu eu și din ce am aflat și sper să nu fac o greșeală, dragi prieteni, Elian Băcile este singurul pictor român care are brand și este înregistrat la Osim pe o perioadă de 10 ani. 10 ani. După 10 ani ca brand național, după 10 ani trebuie deci brand național. Da. Ca brand național, da. Cum ai ajuns aici? Cum ți-a venit ideea să faci lucrul ăsta și cine te-a inspirat să ajungi să faci treaba asta cu înregistratul unui brand de național? Cel mai mult o să par o nebunie, cum spun mulți, ce e cu negreala asta, e cu negru nu-i de joacă. Mie mi-a venit această idee ca să nu-mi ia altcineva brevetul. Am vrut eu să merg și m-am înregistrat pe... Acum în 2017, în 2018, aici pictorul de negru, Elian Băcină, recunoscut ca brand național la Osim, am vrut să mă brevetez, că am început să fac lucrurile astea la noi și am vrut să fie știute și să n-am surprize că se poate înregistra în altă parte. În altă parte și altcineva. Da. Foarte interesant. Da, la Osim s-a întâmplat, marca înregistrată pe 12.09.2017. Da, uitați așa. Felicitări. Așa arată, mulțumesc. Felicitări. Vreau să mai povestim puțin despre... La un moment dat în discuțiile noastre anterioare acestui interviu vorbeam de faptul că picturile tale au ajuns și în locuri, hai să spunem, hollywoodiene. Da. Da. Și până la urmă trebuie să iei o mândrie dacă stai să te gândești acest aspect. Și eu zic că merită și asta menționat
să avem un mic episod cu chestia asta. Spune-mi, unde au ajuns picturile tale? La Hollywood, pentru că despre asta vorbim. Am avut o filmare și o întâlnire cu Joaquin Phoenix și cu niște actori americani care l-au însoțit. I-am dat o lucrare lui Joaquin Phoenix, care odată cu mine este în 74, eu sunt în august, el în octombrie. Am avut o filmare foarte interesantă, a fost o mega producție și am dat-o din respect pentru America, din respect pentru pictura abstractă de acolo, pentru muzeul MoMA, pentru că acolo vezi niște lucruri extraordinare la MoMA. Da, când mergi, când zici MoMA, spui artă abstractă, spui artă modernă, așa cum spui, de exemplu, Georges Pompidou sau, sau Boburg. Mai am una care este tot la Hollywood, la marele compozitor de muzică New Age, Masanori Takahashi, chitaro, cu care am avut o întâlnire. Și din câte știu, stă și în Japonia și în America, dacă nu mă înșel, în New York, și am dat acea lucrare care spune Kojiki, inspirat de legenda nașterii Japoniei. Eu am tot felul de idei, întotdeauna am vrut să fac ceva ce nu a făcut nimeni. Până la urmă asta ne definește, că sau până la urmă asta ne definește, știi de ce spun asta? Pentru că așa cum în pictură trebuie să ai o amprentă personală, în teatru se spune, și asta este o regulă de bază în general și ar trebui să fie toată lumea să se ia după această regulă, există, spune așa, noi suntem unici și irepetabili. Absolut. Și atunci, în momentul în care intrăm în lumea asta și în lumea artistică, până la urmă, cu tot despre asta este vorba, trebuie să ai o amprentă personală. Ești unic, ești irepetabil, dar cu toate astea există niște particularități ale fiecărui individ. Ah, sigur. Știi? Și atunci e foarte important, mai ales în pictură, pentru că dacă ar picta toată lumea la fel, N-ar mai exista diferențieri. Dacă ar juca toți actorii la fel, n-ar mai exista diferențe între ei. Când a fost primul tău vernisaj important? După data de 7 octombrie din 2011. Cel mai important vernisaj al tău, unde a fost și ce a însemnat pentru tine, de fapt, acea experiență? Da, parcă prima a fost la Teatru Mic, acum sărbătoresc 7 ani, 8 ani, pe 7 octombrie 2011. După aceea am avut un vernisaj personal, o expoziție personală la Institutul Bancar Român, cu foarte multă lume. A fost un eveniment legat de Casa Europei, de ambasadorii, de suporterii Dunării. Și acolo am fost invitat cu evenimentul artistic. Din partea Ciprului a fost doamna Calliope Avram, la vremea aceea, a fost, mi-aduc aminte, reprezentantului Mugăurii Sărescu din partea Academiei Române, au fost foarte mulți, doamna Ecaterina Andronescu, foarte mulți prieteni, admiratori. A fost o zi impresionantă pentru mine, pentru că am avut ocazia să fac două donații, trebuia să fac două donații, una din ele am făcut-o postului de televiziune, cel mai mare post de televiziune de știri din Europa, Euronews, cu sediul la Lyon. Da, și am dat, la ora aceea era director Daniel Sârb, ceva de genul ăsta, dacă mi-aduc bine aminte, am dat-o reprezentantei Euronews-ului, o lucrare foarte interesantă cu fenomene optice, cum fac eu lucrările mele, neagră, dar și cu niște dâre de blue dark. Aha. Da. Și a fost ceva special. Mai e o lucrare pe aici. Da, este lucrarea pe care aș vrea să vă arăt acum. Este făcută tot pentru Statele Unite, pentru muza mea din Michigan, din Statele Unite. Este o lucrare pe care am terminat-o de curând. Lucrez, eu lucrez și la scări mari, dar lucrez și la scară mică. La scări mai mici, să spun așa. Este o lucrare pe care am definitivat-o ieri. Interesantă. Așa. Da, este, i-am spus, verde și negru de Marte, că asta am folosit, prima mână este un verde și după aceea negru de Marte, după aceea am venit cu mâna a doua unde am inversat prima oară, dacă aici am avut verde și aici negru, după aceea am schimbat. Da, da, da. Aici am pus negru și aici verde, cu geluri, și după aceea am venit cu niște piatăne și cu niște raclete, cu care am obținut aceste efecte speciale, iar în final, ca să redau aceste lumini, am folosit niște lacuri speciale. Respectiv aici un lac mat, un Da, ca vernis, să nu aibă atât de multă strălucire și să nu... Ca să subliniez aceste, vedeți, aceste diferențe. Diferența de lumină. Da. Adică, în funcție de cum bate lumina, atunci se ved și ele diferit. Da, eclerajul, practic. Mm-hmm. Fenomenul de iluminare artificială puternic. Aici am folosit un mat, iar aici am folosit un
vernis italienesc de învechire. Și astea au proprietatea să redea aceste efecte speciale, dar să și protejeze pânza în timp. Și aici am venit cu niște, vedeți, niște piaptene. Și asta le-am adăugat ulterior. Tehnica pe care tu o folosești în pictura ta în general, nu vorbim doar de acest produs, în general, în toată pictura pe care tu ai produs-o până acum, e o tehnică personală, inventată de tine, sau la rândul tău ai preluat de la cineva aceste lucruri? E o întrebare pe care eu îți adresez această întrebare chiar din punct de vedere al profanului, care nu se pricepe. Da, e o întrebare frumoasă și mare. Și da și nu. Deci sunt și lucruri preluate, este normal. În ziua de astăzi este foarte greu să te mai regăsești, să-ți găsești originalitatea, da. Sunt lucruri preluate, dar sunt și lucruri pe care le-am... Sunt de la mine, cu... Piapten, da. Pur și simplu, cu furculiță, de exemplu, am piaptenul, e un piapten negru, da. Cu care obișnuiesc să te piepte. Da. Și efectiv trag cu tot felul de lingurițe. Astea sunt ale mele, chiar folosesc acestea, le iau, le folosesc și trag cu ele atunci când... Cu bucăți de lemn. Da. Și alea îți dau niște texturi extraordinare. Deci sunt și lucruri împrumutate, dar sunt și lucruri foarte important. Chiar și degete de multe ori, pentru că în pictură, până la urmă, trebuie să te folosești de mâini așa cum te folosești în sex, în dragoste. Ai nevoie de palpabil. Mâini. De palpabil, da. Și, mă rog, de multe ori pot să zic că eu compar pictura cu bucătăria. Îți trebuie foarte multe ingrediente la o zamă, la o supă, ca să iasă ceva ca lumea. Da. Era foarte important de știut acest aspect, Elian, pentru că, repet, nu toată lumea se pricepe, nu se ajungă până la esență, esența Sigur. Fiind tehnica de lucru, și atunci este foarte important să știe lumea. Da, Ștefanu, asta este tehnica, mai folosesc lavă vulcanică, pentru efecte, mică neagră, și am niște raclete din Statele Unite ale Americii, din New York, găsite, luate de aici, cu care vin să trag în jos. Mai este un pictor care folosește aceste raclete de la un nivel mult mai mare. Amplu, da, pe care îl admir foarte mult, Richter. Din Germania. Richter, da, un clasic. Dar mai avut încă un moment important. La sala Constantin Stere, la Palatul Parlamentului, am prezentat conceptul de lumină neagră, de black light, tot în cadrul unei întâlniri legate de Casa Europei, unde această întâlnire a fost organizată de domnul Sever Avram. Și acolo am avut evenimentul artistic și pe niște ecrane foarte mari am făcut exact ce fac aici, am prezentat lucrările mele și povestea lor, cu lumina vine din întuneric și cu povestea negrului. Vreau să-mi povestești ce cu acest disc. Pentru că mi-a sărit în ochi din momentul în care l-am văzut și chiar vreau să-mi povestești, să-mi spui povestea acestei dedicații și despre cine este vorba. Rodi Ongea este prietenul meu și în același timp părintele muzicii electronice din România și al muzicii New Wave și revelația muzicii rock din anii 70. Maestru are de la mine o lucrare foarte interesantă din 2016. Iar acesta este ultimul disc pe care l-a lansat, l-a înregistrat în Anglia. Rozeala este mama, maestrul de care a fost foarte, 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 foarte legat. Mi-a dat discul cu autograf. Piesele sună exact ca în anii 70. Da? Înseamnă că vorbim de sintetizatorul acela vechi, sintetizerul vechi. Da, sunt piese practic cu sound-ul de atunci. Și am avut o mare bucurie și onoare, inspirat de lucrarea pe care i-am dat-o acolo să-i fac alta lui Rodion, i-am promis, a scris o piesă care se numește Elian Băcilă, pictorul de negru, unde spune Rodion că pentru mine și soarele e negru, și apa e neagră, totul este negru și tot el se întreabă de ce. Este o muzică foarte frumoasă, făcută pentru concerte, pentru cluburi, muzică electronică. Deci, cu alte cuvinte, ai ajuns și titlul unei melodii. Da, și mă bucur, e o mare onoare pentru mine și urez multă putere de muncă și inspirație, pentru că maestru Rodion Gea și prietenul meu trece printr-o gravă suferință. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, apropo de ce spuneai tu adineori, pictura, muzica, literatura pot să fie terapii. Absolut, ca și poezia. Și poezia, în general. Deci lucrurile astea care țin de artă în general și tot ce înseamnă artă și cultură
pot deveni și terapie într-o anumită sigur, situație. Și ne pot, și ne pot ajuta. Ne pot salva. Lua din zona aia și să ne ducă undeva unde să ne simțim noi absolut mai relaxați. Vreau să te mai întreb, care este următorul tău vernisaj? Unde te va putea vedea telespectatorul emisiunii Culart? Și care este planul tău de viitor? Pentru că până la urmă fiecare avem niște planuri. Absolut, absolut. În momentul de față am două expoziții deschise, una la Biblioteca Națională a României până pe 1 noiembrie. Așa că puteți să mergeți? Da, până pe 1 noiembrie la Biblioteca Națională, la Sala Mare, cum intri, este expoziția de carte și artă medievală. Este o expoziție de grup. Eu prezint o lucrare perete de mari dimensiuni care se numește Bibliotecă. Mm-hmm. Chiar a fost lăudată de critica de artă de doamna Mihaela Varga. Da, pe care o și salutăm cu această ocazie. Pe care o salutăm, una din cele mai importante de la noi și cu această ocazie o salut. Și mai am încă o lucrare la Muzeul Satului, la Sala Constantin, la Sala H.H. Stahl, Sala cu linoleu negru, fostul minister al culturii. Este vorba de Sărbătoarea Breslei, unde am lucrarea Origini și Soarele Negru. Originea poporului român, originea centenarului, originea mea, originea universului, te poți gândi la multe când vezi acea lucrare, foarte interesantă, se leagă puțin de lucrarea de mari dimensiuni asta de aici. Asta cum se numește? E lucrarea la care te-am surprins noi lucrând? Da, sunt niște structuri, probabil că o să-i spun preistorie, încă nu m-am hotărât, dar face parte din viitorul proiect, pânze de mari dimensiuni de peste 2 metri, o expoziție personală pe care o să o am la Timișoara, pe care o pregătesc în iarna aceasta, și una la Paris, unde sunt invitat și aștept și apariția unei cărți. Acum am să te rog pe tine să faci abstracție de mine, eu doar te întreb, da? Iar tu va trebui să le spui colegilor și prietenilor noștri care se uită la noi, de ce trebuie să meargă peste tot unde este artă, unde este cultură? De ce? E o întrebare pe care ți-o pune un jurnalist care nu are legătură în momentul de față cu arta și cultura, dar te întreabă așa, de ce trebuie să meargă omul peste tot, unde există pictură, unde există teatru, unde există film, unde există cinema, unde există literatură, de ce trebuie să meargă telespectatorul cu art acolo? Pentru că arta înseamnă iubire, înseamnă bunătate, înseamnă civilizație, înseamnă frumusețe. Arta ne apropie, ne face să fim mai buni, ne face să fim împreună și până la urmă totul se rezumă la bucurie și iubire. Până la urmă, un vernisaj ca și un concert este o poveste de dragoste, este acea întâlnire între două entități, publicul privitor și opera și pictorul. Și atunci lucrurile astea nu ne îndeamnă decât la bunătate, la o inimă deschisă. Practic, da, trebuie să fie acolo ca să cunoască, practic, esența acestei lumi în care trăim. Pentru că, cum spuneam, de pictura abstractă este frumusețea ascunsă a artei. Și pictura, până la urmă, este un amestec de opacități și transparențe. Până la urmă, arta ne face mai buni. Îți mulțumesc că ne-ai primit în atelierul tău și credeți-mă, prieten, când vă spun că e foarte mult de lucru. Eu îți mulțumesc încă o dată, îți urez succes în continuare, la cât mai multe vernisaje și să ne aștept Dumnezeu să ne vedem poate și la Paris, cine știe. Cu drag, cu drag. Și îți urez cât mai multă lumină, dacă pot să spun așa. Mulțumesc! Această emisiune aș vrea să o dedic bunicului meu, învățătorul Băcilă Gheorghe, care mi-a fost mentor și prieten în același timp. Am fost foarte inspirat de biblioteca noastră din Banat, când am făcut lucrarea de la Biblioteca Națională a României, bunicul fiind cadru didactic și bibliotecar. Am înțeles. De acolo este sursa de inspirație și, mă rog, luptător anticomunist, tatăl bunicului, care a stat în închisori comuniste și, până la urmă, negrul la mine are o conotație bună legată de geneză, dar
este și un strigăt al meu pentru ce s-a întâmplat în închisorile comuniste și pentru acei sfinți, că până la urmă aceia sunt niște martiri, este. Niște sfinți și care sunt printre noi și care acum sunt într-o stea. Și le dedic, deci, și bunicului și tuturor care au stat în acele închisori, le dedic arta mea și spun cu ocazia centenarului la mulți ani România. Practic, eu am fost scăldat de mic într-un ocean de artă și mulțumesc asta bunicului și unui unchi al meu care a fost un artist plastic și am încercat, vreau pur și simplu să aduc așa o contribuție, o dâră și să încerc să traversez veacurile cu arta mea, deși mulți cred că e o nebunie și publicul de multe ori în România e foarte dificil când vine vorba de arta asta, dar atunci când crezi în ceva, orice ți-ar spune, no, alții, și chiar mulți zic că ăsta e un căcat, da. Sau știu eu, este ce faci cu bitumul ăsta, nu, atâta timp cât ai direcția ta. Până la urmă, să mergi pe drumul tău. Da. Despre aia e vorba. Da, eu încă o dată îți mulțumesc. Da. Și eu vă mulțumesc și vă aștept și cu altă ocazie și lumina vine din întuneric. La mulți ani, România. Vă pup. Da.